S-au închis ușile, am înțeles că la noapte este ziua de naștere a Antoniei și se vor redeschide în curând, însă până atunci băieții au decis să se apuce de făcut temele pentru acasă. Știți că în live doamna Simona le-a spus băieților că vor trebui să facă un program de curățenie, iar mâine când vine dânsa în live să fie acolo hârtiuța pe masă. Și Albert le-a zis băieților că trebuie să facă acel program, să pună hârtia pe masă și să se apuce de el. L-am văzut pe Liviu foarte vocal, venind cu propuneri, eu spunea voi doi în ziua X, voi doi în ziua Y, el cu Cristian să facă în una din zile și sâmbătă a zis voi doi arăta în fața lui, cred că spre Dedișă și Albert să facă sâmbătă bucătăria și livingul, pentru că e important și e destul de mult de muncă și restul să se ocupe de celelalte camere din casa băieților. Albert a spus doar că vor pune programul acolo la vedere și în fiecare săptămână o vor lua de la capăt prin rotație.